când a apărut proprietatea privată, când primul neandertalian a spus ăsta e bățul meu și nu-i al tău, atunci a apărut și politica. Pentru că ăla care n-a avut bățul, l-a urât pe ăsta care a avut bățul. Și a început să facă glume despre el. Așa facem noi glume despre conducători. Pentru că în felul ăsta ne descărcăm. Niciodată nu o să vezi glume pe seama unor politicieni din linia a doua sau a treia, care nu contează.